Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din zodia Fecioară pentru luna ianuarie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Fecioară. Luna ianuarie 2024. Hai să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Fecioară la începutul anului 2024. Ce spun cărțile de tarot? Ce mesaj au pentru cei din zodia Fecioară? Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Fecioară. Avem 7 de băte, asul de monede, okay, și spânzuratul. Ok. Las poziția dumneavoastră. Regina de cupe. Rac, pești, scorpion pentru unii dintre dumneavoastră, da, ca zodii. Aici avem de-a face cu cineva dulce, iubitor, da, sensibil. În unele cazuri dumneavoastră aveți această energie sau aveți de-a face cu astfel de persoană în această lună. Vă apărați poziția dumneavoastră aici cu șaptele de băte. Vă apărați de cineva, da? De ceva anume. Vă apărați propriul interes, bineînțeles, da? Poziția pe care dumneavoastră ați câștigat-o. Și tind să cred că este vorba la locul de muncă, da? Aici este o nouă oportunitate, un as de monede, da? Ceva nou, dar și stabil, da? Aveți de luat niște bani, de primit niște bani sau de oferit, de ce nu, da? Trebuie să dați niște bani, poate, poate, da, pentru unii dintre dumneavoastră. Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. Așa mi-a venit să spun, da, că e posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de dat bani. Nu este obligatoriu pentru toată lumea, dar este ceva stabil, sigur, da? Este o mână de ajutor pe care o primiți în această lună. Este o situație aici în care dumneavoastră ați stagnat, da, cu spânzuratul, posibil să aveți de-a face cu zodia Pești, unii dintre dumneavoastră, este ceva care a stat pe loc o perioadă, sau vreți să ieșiți din acest blocaj sau vă puneți în această situație să vedeți, da, și invers, să vedeți, schimbați oarecum rolul, da, să vedeți cum este și opusul acestei situații, da. Posibil să, da, să vă puneți în pielea celorlalți sau anumite situații, da, și vreți să schimbați oarecum acazul, da, unii dintre dumneavoastră, simțiți nevoia, da, posibil să aveți aici de-a face cu o persoană destul de sensibilă, da, aici cu regina de cupe. Haideți să vedem ce spun cărțile. Da, lumea, dumneavoastră aveți de-a face aici cu o situație în care... Da, se încheie, dar se încheie cu succes, va aduce un mare succes sau călătoriți în afară, iar lucrați în afară unii dintre dumneavoastră, da, și primiți o ofertă destul de stabilă și de sigură. Vreți să ieșiți dintr-o situație de compromis. Așa, da, așa mi-am venit să spun, da, ieșiți dintr-o situație de compromis, de blocaj, da, și vreți să călătoriți, vreți să o luați de la zero. Dar este ceva care se încheie, dar se încheie cu un mare, mare succes. Aveți parte de un succes în această lună. Sau cineva din străinătate vă va aduce acest ajutor financiar pentru mintea dumneavoastră. Această mână pe care se întinde cu această monedă, da, veți primi din partea cuiva un ajutor. Un ajutor care vă va scoate dintr-un blocaj. Da? Nu este valabil pentru toată lumea. Fiind un mesaj, fiind etalare generală, da? Mesajul nu este pentru toată lumea, haideți să vedem. Da, este cineva de la distanță, nu este o distanță mare, da? Dar cât de curând veți primi această veste sau acest ajutor, da? 3 de băte aici. Nu va dura foarte mult, da? Această rezolvare. Vă doriți să vă rezolvați ceva sau să clarificați ceva în mintea dumneavoastră, da? Să rezolvați o situație, cred că financiar mai mult este vorba. Da, este ceva care nu se știe încă, este ceva neclar aici cu luna, pentru unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu zodia Pești. Da, este ceva neclar, neștiut, nevăzut, da, nu se vede clar, dar posibil să vină din partea unei femei, da, fiind și aici tot femeie, da, regina de cupe, posibil și aici, da, cu luna, vorbește despre o femeie, da,
posibil pentru unii dintre dumneavoastră să fie o femeie din străinătate, da, care vă poate ajuta, vă scoate dintr-un impas, dar dumneavoastră nu știți, nu știți dacă această persoană vă poate ajuta sau nu. Da? Sau situația asta e atât de neclară încât nu știți dacă veți putea. Dar dumneavoastră vă apărați interesul, adică vă apărați poziția pe care o aveți. Da? Deci nu știți, da, poate sunteți blocați că nu știți dacă această persoană vă poate ajuta, dar vă va ajuta. În momentan nu se știe, da, această situație. Nu știți clar dacă vă va ajuta. Da, e ceva din trecutul dumneavoastră. Regretați ceva. Ați cheltuit cumva mai mulți bani în perioada de sărbători și acum, da, sunteți așa un pic nostalgici, da? Vă uitați așa peste umăr. Vă uitați la cupele vărsate, da? Se pare că posibil, da, unii dintre dumneavoastră să fie avut și o pierdere, da? Pe cineva drag în această perioadă, nu este exclus acest lucru, da? Fiind o etalare generală, da, este posibil ca cineva aici să fi pierdut pe cineva drag recent sau pur și simplu să vă aduc așa aminte de cineva din trecut sau o despărțire, da? Pentru unii dintre dumneavoastră. Aici să fie apărut o despărțire și trei de monede, da? Sau poate ați fost dați afară de la locul de muncă unii dintre dumneavoastră sau ați renunțat, nu neapărat, ați renunțat sau nu lucrați într-o echipă, dar restrânsă. Da, dar această echipă să știți că vă va aduce un succes. Veți avea parte de un succes, unii dintre dumneavoastră, cu această echipă, da, la locul de muncă. Da, veți avea parte de această, dar este cineva aici care totuși ține cu dinții de ceea ce a strâns, da, cu patru de monede. Sau aveți parte de o persoană care este rigidă și se opune, da, unei schimbări și dumneavoastră luptați cu această persoană, da, este așa, nu se poate schimba, este foarte strictă, rigidă această persoană, bineînțeles, ține cu dinții de ceea ce are, da, și posibil ca dumneavoastră să fie aici o luptă de orgolii pentru unii dintre dumneavoastră, de ce nu, da, poate să fie și cu partenerul în casă, da, în familie sau cu cineva din familie, da, să vă luptați așa pentru să fie așa o luptă de orgolii, de poziție, da? Aici cu steaua, unii dintre dumneavoastră, da, să vi se îndeplinească o dorință foarte mare, da? O așteptați de mult această rezolvare. Da, o așteptați de ceva timp. Și luna aceasta vi se va îndeplini această dorință aici cu steaua, vărsător pentru unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu această zodie. Și se va îndeplini sau lucrați prin intermediul internetului, da? Acolo și cu lumea la fel, da? Deci e posibil să aveți treabă cu cei, să lucrați pe, da, pe internet, să aveți de-a face cu zona internetului, da? Dar aveți de câștigat, să aveți un succes mare în această lună, cei din zodia fecioară, să știți. Veți rezolva până la sfârșitul lunii, dumneavoastră veți clarifica niște situații, da? Veți rezolva, veți ajunge acolo unde vă doriți. Sper să fie rezonat cu mesajul meu, vă aștept și la următoarele etalări, vă îmbrățișez cu mare, mare drag!